Începând cu 15 martie și până în prezent, aproximativ 500 de locuitori ai comunei Bujoreni s-au autorecenzat în condițiile în care, oficial, localitatea are peste 5.000 de locuitori. Determinarea numărului real al celor care locuiesc în comuna Bujoreni va ajuta primăria să primească mai mulți bani de la bugetul de stat și, totodată, să facă mai multe investiții în infrastructură. Noi avem doi funcționari din cadrul primăriei care se ocupă de această autorecensare. Avem birou amenajat în exteriorul clădirii. Invităm de fiecare dată oamenii să vină și să facă această, până la urmă, obligație cetățenească, iar care este foarte importantă și care, prin autorecensare, aduce și o zi liberă de la serviciu fiecăruia. Este important să reușim să facem un lucru cât mai bine, pentru că, deși populația, după estimările noastre, depășește 7-8 mii de locuitori, în acest moment, cu domiciliu declarat, adică de la starea civilă, sunt 5.277. Deci, cu mult sub populația care locuiește cu adevărat reală în Bujoreni, și atunci avem nevoie de o situație cât mai exactă, întrucât acest indicator al populației, rezultat din recensământ, ne va ajuta până la urmă mai departe în implementarea oricăror proiecte, pentru că de fiecare dată am întâmpinat, referitor la acest indicator, am întâmpinat diverse neajunsuri în depunerea proiectelor, întrucât se referă la indicele populației de recensare din 2010, care era cu peste 1000 și ceva de locuitori mai mic. Ce vă dați seama, pentru următorii 10 ani este important ca noi să avem cel puțin valoarea reală a localității. De asta și invit de fiecare dată și cei care doresc până la urmă și cred că în viitor vor veni spre Bujoreni să vină să facă acest lucru deja și să aibă în intenție autorecenzarea la Bujoreni. Asta vă va ajuta, în primul rând, să obțineți și mai mulți bani de la bugetul de stat atunci, sigur, când se împarte bugetul, sigur, nu? Sigur. De fiecare dată alocațiile bugetare sunt mai mici, ceea ce înseamnă fonduri mai puține pentru că pretențiile dumnealor sunt destul de mari pentru față de localitate, își doresc, atunci trebuie același lucru să-și îndeplinească această obligație în care să se declare, să se autodeclare sau să se declare prin recensământ la Bujoreni. Locuitorii comunei Bujoreni pot primi consultanță și sprijin pentru autorecenzare la sediul primăriei sau la numerele de telefon 0766-298-137 și 0758-118-468.